La jumătatea lunii noiembrie încă mai găsesc, prin iarbă, alune, la baza alunului. Hai să vedem dacă mai sunt bune de ceva. Concluzia este că cel puțin jumătate din aceste alune culese, bineînțeles, de pe jos, au încă sâmburele intact în interior. Uitați! Sâmburele este crocant, are gustul normal, nu este alterat. După cum se vede și în secțiune, miezul este alb, nu este stricat. Aceștia sunt sâmburii rămași. Haideți acum să vă arăt și alunul care produce astfel de alune. Deci acesta este alunul și după cum vedeți, în partea superioară deja se pregătește recolta anului viitor. Este plin de muguri. Din acești muguri vor fi produse alunele anului următor. Acestea sunt organele sexuale care se vor poleniza, se vor fecunda și din ele vor rezulta alunele. După cum vedeți, este plin. Asta este o garanție că și la anul vom mânca alune.